Bun găsit la Jurnalul Copiilor! După o zi în care rețelele de socializare pe care le folosim cel mai des pentru a conversa cu prietenii noștri s-au umplut de imagini cu celebra IE românească, noi sperăm doar că simbolul acesta românesc IA să fie și dincolo de ziua de 24 iunie, ziua sânzienilor când a fost declarat ziua IE-ii. Să păstrăm IA în suflet în fiecare zi a anului, să o scoatem din șifonier nu doar într-o zi de final de iunie, să arătăm lumii cu mândrie pentru că este a noastră, a românilor. Face parte din tradițiile românești, din istoria poporului nostru, pe care și noi, tinerii, avem datoria să o promovăm, să o valorificăm, fie purtând-o cu tradiționalii blugi, fie la o sărbare școlară, fie la petrecerile la care luăm parte. Ea românească este a noastră, a românilor și, cert, merită din partea noastră mai mult decât o zi dintr-un an. Iată, a venit vacanța mult așteptată după un an școlar cu lucrări, teze, note mai bune sau mai proaste, cu dezamăgiri și bucurii, cu prietenii legate frumos, cu amintiri pe care le vom depăna cu siguranță peste ani. Dar luna iunie, ultima din acest an școlar, a fost pentru noi reporterii bazi una plină de evenimente. Evenimente pe care le-am împărțit, așa cum am învățat în tot acest timp, de când am devenit mici reporteri în oraș, cu activitățile școlare. În redacția ziarului Baz au venit copii noi cu care vom face de acum înainte echipă pentru a acoperi cele mai interesante momente pe care le trăiește orașul nostru. Am învățat luna aceasta despre Eminescu mai mult decât o face școala pentru noi, poate cu ajutorul unor oameni care, dincolo de ocean, îl promovează din dragoste de țară. Am avut concerte și o întâlnire de zile mari cu omul momentului, regizorul Cristian Mungiu, primit recent la premiile Cannes. Despre toate acestea vom vorbi astăzi aici la Jurnalul Copiilor.